Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. La mulți ani, dragii mei, să vă facă bine eclipsa care urmează să se manifeste și vouă și nouă. Și uite câte sare s-a întins de la lampa aceasta. Sare. Să aveți spor și să vă eliberați, să vindecați de energiile toxice pe care le-ați acumulat până în acest moment în viața voastră, în viețile voastre. Interesant, din seria cărților pentru sfaturi a venit deja un sfat. Renunțați la control și are legătură totuși cu Taurul. O să pun cartea deoparte și o să mai scot setul de cărți când va fi cazul la sfârșit să vorbim despre sfaturi, însă înainte să începe talarea, o carte iar a venit în timp ce am amestecat. Pentru cei care nu știți, eu vin cu cărțile deja amestecate, 3 de monede. A spune că vă construiți, vă reconstruiți. De obicei, 3 de monede lucrează într-o catedrală. Construiți... Ce construiți? Construiți ceva. Lucrați de zor și sunteți, urmează să fiți apreciați în cazul în care n-ați fost apreciați, să ieșiți în evidență, dar și oamenii să vă urmeze exemplu. Dar unii chiar nu ați acoperit. Acum văd, unii dintre voi ați acoperit această, poate unii studiați ceva, că trei ține de Mercur. De comunicare. Comunicați, faceți schimb de idei. Nu știu dacă face și comerț, dar tot ce faceți ține de construcția voastră și viitoarea voastră transformare. Interesant, la capătul setului de cărți apare roata norocului, schimbarea. E o întâlnire de destin la locul de muncă pentru unii dintre voi. Eventual schimbați ceva, poate schimbați locul de muncă și mergeți într-un loc în care... Aveți mai multă încredere în calitățile voastre, în ceea ce ați acumulat, experiențele cu care veniți sau pe care le-ați strâns în acea trei de monede, în acea construcție și veți avea curajul să înfruntați concurența 5 de bâte, da? Cavalerul și concurența 5 și cu 1, 6 și să atrageți ceva victorii. Însă, în afară de aceste mesaje, în viitor... Apare, interesant, m-a venit și așa. Dacă a fost o dezamăgire, dacă ați pierdut pe cineva, dacă a fost un doliu, ați experimentat un doliu, voi sau o persoană dragă, sau v-a fost dor de cineva și ați suferit de dorul cuiva, vă vindecați. Cum? Când vă întoarceți privirea către, aș spune, latura pozitivă a situației. Corvii, un suflet pereche care vă susține în această transformare, schimbare 5. Schimbare 5, dar 5 și cu 3 înseamnă 8, casa 8 a scorpionului care e opus vouă, ceva se transformă. Poate renunțați la niște relații toxice, interesant, la prea multe responsabilități și vă concentrați pe una mult mai importantă. 9 de monede ar fi construcția independenței, că vorbim de muncă, muncă și iar muncă pentru unii. Independența voastră. Mergeți 6 de bâte într-o nouă zonă, într-un nou job, un nou loc, pe un nou teren. Vă înfruntați fricile cu această lună și vă vindecați cu cavalerul de cupe. Vă vindecați de oamenii care și vă eliberați de oamenii care v-au lăsat în frig în ceață când v-a fost mai greu. Și o luați de la zero, riscați? Riscați să renașteți. Riscați să vă eliberați și bine faceți, pentru că iată spre ce merge, spre asul de bâte, spre revigorare, exact, vindecare de decepții, de supărare, de pesimism, de negativitate. Și manifestați, ia uite ce frumos. Independență, înțelepciune cu eremitul, poate chiar un parteneriat de succes. Hai de ce apăsi așa pe cuvinte, probabil că așa veți fi și voi de convinși de ceea ce urmează să realizați. Situațiune 13 apare ca transformare, vă vindecați și vă rog frumos, o să vorbesc, sper să reușesc să vorbesc un pic înainte de eclipsă, că la cealaltă eclipsă am fost prinsă, de fapt sunt prinsă multe, fac multe lucruri, dacă ați ști câte lucruri fac, of, cât muncesc, câte sare de la lampa asta, dar sarea înseamnă, sarea curăță,
Folosiți sarea în mediul vostru ca să vă curățați de niște energii toxice, însă vă eliberați de niște traume din copilărie, vă eliberați, vă vindecați, le îngropați definitiv. Poate acest copil să mai însemne și altceva pentru unii dintre voi, însă orice ar fi un aspect negativ al acestui copil, acest aspect negativ se vindecă odată. Nu mai, lasă, nu mai fac așa, care vine? Nu mai o dată de două. Taur, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. Nu știu, poate unii dintre voi ați pierdut copii și suferiți. Poate unii dintre voi aveți probleme cu un copil. Orice ar fi legat de acest copil, copilărie se vindecă. Încet, încet, ia uite, 12, 13, am văzut mai devreme și aici este 12. Poate sunt niște tendința de a vă lăsa influențați de gânduri negative. Exact, 2 și cu 1 înseamnă 13. E o tendință din copilărie. Poate în copilărie, din copilărie sunteți atacați energetic, sunteți influențați negativ de cineva și ați rămas așa prinși într-o situație. Și poate nu e din copilărie. Din copilărie tendința și ați manifestat-o și în alte relații. Însă, ce frumos! 2 și cu 9 înseamnă 11, 12 și 11. 11, 12, 13 e o evoluție, clar. Dar aș spune că odată cu eliberarea de acele traume din copilărie, vă eliberați și de tendința pe care ați avut-o în ultimile cicluri pe care le-ați manifestat, relaționale, profesionale, whatever, de a vă lăsa influențați de niște gânduri, de vorbe, de aia, de elată. Și ce faceți? Intrați într-o zonă de echilibru. 29 reprezintă femeia divină. Femeia care este conștientă de feminitatea ei, nu înseamnă că e pasivă, nu înseamnă că așteaptă una alta de la alte persoane, știe ce are de manifestat, știe să fie și receptivă, pasivă și activă, dinamică. Aș spune. E în echilibru, e justiția 11. Pentru unii dintre voi, sunt două femei. Pentru unii dintre voi, vă eliberați de femeile sau energiile feminine influențabile, extrem de vulnerabile, nevindecate, care atrag cu ele odată traume și manifestați o energie feminină unică, echilibrată. Vorbesc despre bărbați. Vă eliberați, cu alte cuvinte, de energiile karmice, energiile feminine karmice, care nu e obligatoriu să fie partenere, poate să fie și rude, dar karmice, negative, influențabile, într-o formă sau alta, sau care v-au influențat, și manifestați o energie feminină specială, puternică, echilibrată, justă. Da, vă vindecați de minciunile unilor și de anumite minciuni și vă găsiți ancora, vă găsiți norocul într-o anumită formă. Și când vorbesc de genul acesta de femei sau energii feminine, că pot să fie bărbați în energie feminină, care vor să fie vulnerabili, care fac pe victimele, tendința unora de a se victimiza. Nu, nu avem nevoie de așa ceva. Nici bărbați, nici femei nu avem nevoie de așa ceva. Nu. Hai să ne maturizăm, că de aia suntem aici. Și de aia trăim aceste vremuri, care nu sunt chiar ușoare. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. Odată. De două ori, de trei ori, mai aproximativ, 4 de spade, vă puneți în ordine gândurile, vă vindecați, renașteți, vă ascultați intuiția, îngerii, vă spun, nu-i cazul să mai stai în această durere, gata, ridică-te, găsește stabilitatea, poate o persoană dominatoare pentru unii dintre voi, o persoană inclusiv feminină, poate să fie în varianta sa masculină negativă, distorsionată, da? Vă eliberați de asemenea oameni. Cavalerul de monede, 8 de cupe, regina de spade, apropo de justiție, și regele de cupe.
zis că munciți de zor la transformarea voastră financiară, profesională a unora dintre voi și în paralel vă eliberați câte un pic, unor mai mult, altor mai puțin, în funcție și de cum vă ajută luna, de energia lunară, dar cu această eclipsă va fi un ajutor imens. Lăsați în urmă multe cupe goale, multe neîmpliniri, multe insatisfacții, dezamăgiri, ce mai vreți voi să spuneți. Mergeți către 9 de cupe, către o dragoste de sine autentică, nu egoistă, autentică. Și această dragoste de sine vă învață să fiți în adevăr, apropo de justiție, în echilibru. Da, vedeți? Am vorbit de echilibru. Masculin și feminin. Că sunteți femei, că sunteți bărbați, intrați în această zonă. Și chiar aș spune că sunt un pic inversate energiile. Chiar dacă este energie masculină, vorbim de emoții, care reprezintă feminitate. Chiar dacă este energie feminină, vorbim despre rațiune, care este energie masculină. Cu alte cuvinte am zis, vă echilibrați emoțiile și mintea. Învățați să rostiți în așa fel încât, nu doar adevărul, adevărul pe care urmează să învățați să-l rostiți, vă va echilibra sufletul și va echilibra și alte suflete. Cele două cărți anunță vindecare, eventual capacitatea voastră de a... Nu știu dacă toți veți putea să-i vindecați pe cei din preajmă, dar majoritatea veți aduce un soi de clarificare, de pace în suflet, prin ceea ce urmează să exprimați. Dar și să împărtășiți emoțional. Am zis, va fi un soi de pace în suflet și în minte. Că și sufletul poate fi tulburat și mintea poate fi tulburată. Uite aici, ca la 12, ca la 13. De prin copilărie, de prin traume, de prin aia, de prin ailaltă. Că părinții nu s-au înțeles. Ok, când o să citiți mai mult despre una, o să înțelegeți. Asta e experiența lor, asta trebuie să trăiesc. Și eu să trăiesc, eu știu, un divorț, sunt trei părinți sau eu știu ce, acasă. Dar de ce a trebuit să trăiesc? Tocmai ca să învăț să mă transform, tocmai ca să învăț să îmi câștig existența financiară pe cont propriu și să îmi câștig iar pacea mentală și sufletească. Amândoi sunt în pace și regele de cupe și regina de spade. Energii foarte mature. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fiți într-o relație cu o oarecare diferență de vârstă, nu mare. 30, unul să aibă 30 ceva de ani, altul 40 ceva de ani. Dar ca să intrați în această energie, să zic, relație, aș spune chiar echilibrată. Mai aveți ceva de lucru la capitolul financiar și de eliberat. Lăsați-vă ajutați de această eclipsă. De lună. Avem casa 8-a Scorpionului, avem lună. Folosiți acest moment. Sper să reușesc să vorbesc, măcar așa un pic. Să aduc și eu câteva sfaturi. Poate pe unele deja le-ați aflat, pe altele urmează să le aflați de aici. Sfaturi care să vă ajute în această transformare, transformare emoțională. Iubindu-vă, respectându-vă, apreciați oamenii care sunt în adevăr și oamenii care sunt echilibrați emoțional, nu mai este nici măcar o senzație de invidie, dar de ce ei sunt bine și eu nu sunt bine, pentru că și voi veți fi bine. Și interesant, apropo de control, lăsați un pic scutul jos, că spunea de la început, lăsați control. Taurii, majoritatea taurilor au tendința de a controla. E o tendință, da? De a controla ce au. Lăsați un pic garda jos. Veți fi deschiși la comunicare, veți comunica cu cineva, repet. Nu e doar energia voastră, este și energia persoanei pe care o atrageți. Sau a unei asocieri. Parteneriat. Că o fi relație, rămâne de văzut dacă o fi și dragoste. Deși regele de cupe ține să accentueze sinceritatea emoțiilor. Și regina de spade accentuează sinceritatea exprimării. Însă rămâne de văzut cum faceți, cum pășiți, ar spune cop de cupe, cum pășiți
și cu cavalerul înspre această, e o provocare, aș spune, e o asociere provocatoare între doi oameni, în aparență destul de diferiți, dar cu scopuri asemănătoare și cu efecte asemănătoare. Am zis, poate mai aveți ceva de muncit în această transformare. Muncă, transformare. Emoțională, financiară. Că, până la urmă, iar ar trebui în această transformare emoțională să renunțați și la senzația a unora, majoritatea tauri, că dacă nu aveți un anumit număr de bani în cont, anumite accesorii materiale, nu aveți valoare. Renunțați la această senzație, la această tendință, tocmai din cauza unor devalorizări din copilărie. 6 de cupe. Regele de monede. Da, exact. Vă găsiți adevărul, manifestați adevărul și reconstrucția voastră și a spune separarea și eliberarea bruscă chiar. A spune că ați încercat de mai multe ori, dar veți simți în ultima vreme cum brusc se rupe dependența eventual de cineva, ori cu care aveți copii, ori un personaj din copilărie, frate, soră, nu știu cât o fi, tată, profesor, boss, șef. E o legătură mai veche. A voastră, puteți să fiți voi aici, a voastră cu cineva. Și această legătură vă ține pe loc, într-un mod manipulator, prin, ia uite, atacuri verbale, mentale, într-o anumită formă, dar brusc, va veni momentul. Ziceți, gata, stop, nu mai vreau, plec, pa. Nu știu cât veți pleca, în primul rând vă veți trezi și veți iniția acest nou început. Veți dori să manifestați relații autentice, adevărate, iar cuvântare. La locul de muncă, de care să vă bucurați. Da? Și acest nou fel de a comunica vă va da încredere, transformare. Încredere că vă puteți transforma viața și vă puteți lua de la zero. Hai să vedem în continuare. Soare 1, Venus sau ascendent, nou din nou, Taur, cât am vorbit? O dată, de două, de trei ori. Unii dintre voi chiar veți divorța cu regina de spade și justiția care pare într-o anumită formă și veți merge către o dragoste, eu știu în ce ritm, nu știu. Variază ritmul. În general, taurii merg mai încet. Dar veți merge, veți manifesta o dragoste adevărată, autentică, echilibrată, sănătoasă. Putere. 4 de cupe. Am zis renunțați. Renunțați la prieteni de proastă calitate. Și stă. În acest moment văd că această dragoste, chiar dacă pare la distanță, va începe să se manifeste cât de curând, cât un pic. Și începe să se manifeste prin exprimarea emoțiilor, dar într-un mod clar. Cum am spus mai devreme, în echilibru, în pace și după ce eliberați niște tendințe. Și 4 de cupe în acest after, te arăt, după. Adică mai în viitor, arată o putere selectivă foarte mare, emoțională. Nu veți mai avea nevoie de aia deilaltă, pentru că veți avea totul în voi și pentru unii relația minunată, să zic, predestinată în care veți intra. Exact cum am zis mai devreme, cavalerul de monede se reconstruiește, este energia voastră, pământeană, terestră, telurică, cum vreți voi să ziceți, care se reconstruiește. Vă regăsiți puterea dincolo de ego, de frici, de dorința de a avea și alături de voi totuși
chiar dacă e la distanță, măcar energetic, e o energie feminină, înaltă, care vă susține, vă dă putere. Cine această energie variază? Poate să fie mama, bunica, care probabil a murit, dau și eu, vorbim totuși de Scorpion, care înseamnă moarte și renaștere, și vă ghidează de undeva. Poate să fie un înger protector, poate să fie viitorul vostru partener, parteneră, care are capacități empatice, simpatice, cum vreți voi să-i spuneți. Da, mergeți către un cuplu puternic, eliberându-vă, repet, veți avea puterea să refuzați orice altă ofertă de duzină, pentru că veți fi pe drumul, sau cum să exprim, veți ști care este misiunea, veți ști, veți cunoaște, veți înțelege care este misiunea voastră. Cum vă puteți vindeca, apropo de ce am zis, de traume, de influențe negative, din copilărie. Poate cineva va manipula printr-un copil. Sau v-a pus de pe vremea când erați copil o senzație de îndoială, de neîncredere, de aia. Deși taurii sunt bătăioși, dar asta nu înseamnă că n-au și ei traumele lor. Vă eliberați. Care e? Ce simt aici? Interesant. Am zis, veți învăța să comunicați într-un anume fel, clar, corect și emoțional în același timp. Și echilibrat. Cu alte cuvinte, peștișorul acesta de aur care vă împlinește dorințele. Nu va mai fi captiv, că e tendința taurilor de a fi posesive. Veți renunța la un anume tip de posesivitate, veți înțelege că dacă dați libertate lucrurilor, potențialelor, oamenilor, situațiilor să se manifeste conform destinului, va fi mai bine decât exact ce a zis sfatul de la început, renunțați la control. Da. O luați de la zero. Lăsați pe cei care v-au lăsat când v-a fost lumea mai dragă. Sau dimpotrivă, cei care v-au lăsat vor pleca cu ce au luat de la voi, dar vor fi singuri. Aha, mersi mult. Mersi mult de... Mersi pentru că voi vă veți regăsi credința lângă cineva. Și aici este 5, numărul marelui preot. Este luna mai. În luna mai vă veți regăsi credința în Dumnezeu pentru cei care n-ați crezut într-o anumită formă, poate de spiritualitate, și veți avea pe cineva care vă va încălzi singurătatea în momentele de greutate. Și cei care au luat de la voi cu sacul vor pleca, dar vor pleca singuri. Și voi veți lua de la zero, veți renaște, am zis. Ia uite. Acum apare asul de bâte și soarele și 10 de cupe. Wow! Și asul de monede. Ce poate fi mai frumos? Și cei care v-au mințit vor pica în cursa lor. Frumos, pare minunat ce am zis. Și sper să se întâmple, pentru că nu tot timpul reușesc să primesc mesaje atât de coerente. Aș spune că să știți că energia voastră participă la etalare, nu a mea. Că până la urmă canalizez, da? Energia mea e în altă parte, când fac artă, când mă ocup de ce în jurul meu, da? Aici este și energia voastră, mai ales energia voastră. De-aia este totul atât de clar, că mergeți spre claritate, spre misiunea voastră, spre vindecare, spre dragoste. Da, putere. Și un cuplu puternic. Mesaje, drage, pentru tauri, taurițe. Am uitat să vă zic la mulți ani, nu mai știu, dar mai zic încă o dată, prefer să zic încă o dată, dacă cumva am uitat. La mulți ani, dragoste, pace, realizarea celor mai frumoase dorințe și mai ales vindecarea voastră, realizarea celor mai înalte
misiuni și talente cu care ați fost înzestrați. În cazul în care am uitat să zic la mulți ani, că întotdeauna încep cu sărbătoriții, când fac etalări pe zodii. Și chiar dacă nu sunteți în zodia Taurului și aveți ascendent lună Venus, vă urez la mulți ani și vouă, că treceți, treceți și voi prin transformare. Dragoste adevărată și stea, ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos? Poate că a fost lung drumul până la acest cuplu puternic. Și până la a putea să fii vulnerabil. Cu cineva. Dar cu cine poți să fii vulnerabil dacă nu cu persoana care te iubește și pe care iubești? Mesaje, hai te rog frumos, haideți vă rog frumos, îngerași, Sfântul Arhanghel Mihail, Gabriel, Urie și Rafael, sfinți, sfinților. Haideți, mesaje, pentru, așa, mai, unii dintre voi probabil că munciți, că a venit cartea invers, totuși poate că munciți prea mult, ar trebui să, sau sunteți stresați, iar să vă dați timp să vă vindecați, să vă relaxați, să vă odihniți, este esențial. 4 și cu 2, 4 și cu 2 înseamnă 6, dar astea 6 a venit invers, sunteți într-un oarecare dezechilibru. Apropo de masculin și feminin, mergeți, că oricum mergeți către vindecare, către echilibru emoțional. Poate unii dintre voi ar trebui să faceți niște băi. Și unele doamne, poate ar trebui să faceți băi cu omul, să vă vindecați, apropo, prima și a doua ceacră, fiți atenți că știu ce zic, da? Aveți probleme, unele doamne. Vindecați-vă. Asta poate să fie și un doctor ginecolog pentru unele doamne. Copil, niște chestiuni. Da? Vindecați-vă, dați-vă timp să vă vindecați. Și apreciați acest moment. 33, apropo de 6, echilibrați-vă, că trebuie să vă echilibrați. Iar scoica ține de prima ceacră, de organele genitale feminine. Probabil că acolo, poate unele, nu știu, ați răcit, ați pierdut un copil, ați avut niște chestii anexite, Doamne ferește, altceva mai aveți de vindecat. Evident că e pentru unele persoane. Însă, dacă nu ați muncit prea mult să vă regăsiți puterea, să vă transformați, dați-vă timp să se așeze lucrurile ca să vă bucurați de această muncă și de această transformare. Dați-vă timp să vă odihniți, să vă relaxați și să vă echilibrați. Și să vă atrageți, cum am zis, personajul 33, dragoste 6, numărul îndrăgostiților. Personajul care vă echilibrează, care vă înțelege, cu care puteți crea o nouă lume. Doamne ajută dacă ați înțelege ceea ce îmi spun prin acest mesaj, să creați o nouă lume. Of. Gândiți-vă un pic la prioritățile voastre. Nu? Prioritatea este sănătatea, echilibru mental, emoțional și așa mai departe. Și apoi financiar, acela vine când sunteți în echilibru. Și nu uitați că sunteți iubiți. Apropo de balanță, de echilibru, o nouă lună, lună nouă, sunteți iubiți. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!